Salut oameni buni și bine ați venit la un nou draft cu toate cardurile nebune Future Stars De când a început promoția am avut numai echipe una și una Și trebuie să păstrăm nivelul ăsta, trebuie să facem o echipă bombă și de data asta Hai să vedem ce se întâmplă, vom intra la draft și să sperăm că ne aruncă carduri peste carduri în continuare Ia să vedem și ce sisteme apar, 4-4-2 flat 4 3 2 în care n-am mai făcut o echipă de ceva timp Hai să revenim la un clasic și o să ne dea niște capitan, unul este Pele, Pele care are și center și sunt dar îl pune pe CM. Totuși mie îmi place prea mult Pele. E și mă ghin cu poza aia nebună. Dar Pele, sigur o să fie în echipă și e monstru Pele. Uh, trebuie totuși să ne dea și un CM valoros. Totuși și în față ar putea să dea un rud, să facem schimbul direct. Uh, deja îl dă pe Valverde Radioactive, uh, Federico Valverde, o bestie. Nu uitați de like ul acolo dacă vă plac drafturile. Hai să faceți și noi cât mai multe de data asta cu Craif Pele. Mamă, un trio clasic. Oare să mai dea încă ceva? Să venim mai în sus. Dar și cu chemurile bune, Darwin, Uniez, Antoine Griezmann mai este Tevez. Destul de greu de zis cine să fie cel ales. M-aș băga cu Grisman. Mai rar vine cu Hunter. Are multe trei turbune, foarte bun în acest joc și îl dă pe Cantona, deci n-ar mai fi neapărat nevoie de Antoine Griezmann. Cantona ar putea juca acolo sus, dar mai vedem, până acum sunt numai jucători buni. Și uite că o dă pe Aitana sau Turam, dar nu pare cine știe ce Turam. Mai este varianta Veron. Aitana, nu știu, mai bine luăm pe Veron. Dacă dă ceva de genul, măcar să dea un team of the year. Uite, Ona, spre exemplu. Team of the Year cu Sentinel Nu se trece de ea și o să-i dea și strength în plusuri, Oricum are plăsta al plusuri O să aibă forță bună de tot Și n ar fi prins bine să avem altă jucătoare de la Barcelona Nu că ar fi târziu în acest moment Cu Scriniar, Gabriel Slăbuț aici, Gabriel cu 70 pace Ne luăm goluri pe bani de rulată dacă jucăm așa Nu ne-a dat fundaj deloc luăm pe Medina da, și Medina e slăbuț să zicem că rămâne dacă mai dă ceva să avem și noi cu cine să jucăm. Zincenco, wow! M-aș băga și cu Zincenco. Haide cu încă un radio activ, deși era și bon pastor. În poarta Alisa Team of the Year House, 91 rating. are potențial, două carduri Team of the Year, ceva iconi. Totuși, destule piese lipsă și acolo trebuie să ne dea jucători. Avem un CME, uite că a dat. Plus 3 cu Dina, care e decent să zicem. Are cu Franța chem destul. De deci ce să nu-și pe Joe Cole? Are 88, are ratingul superior. Marez, Ribery, Leviashin, deja ne-a dat un portar. Frank Ribery n-are alt post. Aoleu, o să luăm pe Ribery. Că nu mai ai nevoie de Leviashin, ali Alisson o să rămână 100% în poartă. O, oh, CDB, joacă la catena. Atena. Uite-l pe Dest, omul diasporei. Ce zi la carieră, ce slabe gol de aici. Uh, Hernandez, Kim, ok ar cam fi nevoie de un jucător precum Kim. Diaș de are destulă viteză. Hai să luăm pe Kim să fim siguri că avem cu cine juca. Două puncte pentru el, dar mult mai bine față de ce era acolo. Felix, Fire, cu Hunter. Are doar left winger. Asta chiar pare un card bun. Joe Felix. Hai, de mai dă -ne mă ceva spectaculos. Hansen, vine des Hansen și Jesus. 90. Uh, Hansen, team of the year. E un card bombă, dar uh, nu are cum să intre în primul 11 cu Chem. Dar am mai jucat cu toate aceste carduri. parcă aș vrea altceva. Aș aștepta și eu jucător noi. De aceea cred că o să ducem echipa la capăt și o să ne punem să mai facem un draft. Ăsta a ieșit ok. Nu pot să zic că sunt dezamăgit, dar uh, clar nu e ceva spectaculos. Cu Gabrieleful Chem, 90 rating 33 de puncte de Chem. Cam asta a fost echipa construită, una decentă. Hai cu echipa numărul 2, o nouă încercare. Și o să o facem în 4-3-3 cu vârf fals. Ce sistem? e aici, trebuie să avem jucători noi. Figo, Thunderstruck. Pe center forward, Zola, Messi. Hai mă, sunt prea tipici acești jucători. O, oh, Garnaccio, Future Star, 90, Hunter Pell, iau-te, dribbling, ce zeu. Aș vrea să-l văd pe Garnaciu la lucru. O, Zizu! Da, bă, Future Star Zidan. Uite-l, mă, pe Zizu! Asta e. Regele Zidane în echipă. Voi am astfel de jucători. Ziredi Zidan tânăr. Ce bestie! Cu Patrick Vieira. O, Dumnezeule, cum o să fie? Patrick Vieira sigur are CDM. Iată. Mamă, Zidan Vieira. Și încă un jucător de aici este Esien, o, oh, cât de solid e mijlocul Dumnezeule. Machilele era și el aici foarte bun și el. Esien, stelar, a jucat și el la Real Madrid. Patrick Vieira a jucat la Juventus, unde, să zicem, că a trecut și Zidane pe acolo. Oricum, iată ce mijloc bombă. Iar Vieira are și șut, Zidane e creativ, rupere, cinci aicăni, așa da. O, oh, ce echipă, să dea și apărare. <laughs> e Letizia Santos si întâi Teribilă oh, nu, nu sunt fundașul Pamecano Să-l iau Că e omul cartonașului roșu Iar roșu în fiecare meci Cum fac eu când joc cop cu, cu cineva Letizie, Van Dijk, Sule Și Lucheba Iau uite pe Letizie, doamne, cu Shadow Mare stațuri, tank Dar e foarte scundă E și right back Bă, pare că rupe <laughs> Future star dar venit United Hai să o facem și pe asta o luăm că l-avem pe Garnaciu. Avem oameni de, vi de, viitor și de la echipa mare și de la echipa de fete. Mă rog, și de la echipa de și de la echipa de fete. Roberto Carlos, Future Stars. Așa, da. Mamă, Beto Carlos și Zidan. Ce poți să mai zici? Ce tare. Ia uite -i. Partea stângă aia și cu Garnaciu Ar trebui să-i terorizăm pe adversari. Portar. Oh, Fisul Lutasu. Este, mă. Luca Zidan cu din Zidane nu se poate rata. În sfârșit, draftul lui Zizu. Așa da echipă, full camp, direct. Hai să ne mai dea în apărare pe cineva. Uh, Uite-l pe Kimpembe și Lizara Zuda deja de Roberto Carlos. Kimpembe încă ar trebui să fie ok. În primul rând și după mecan ar trebui să scăpăm, dar hai să facem așa permutarea asta. Kimpembe, un prim fundaș central care va duce și să mai luăm fundaj de aici. Dar nu pot da și etra loc de Pamecano, nu se poate. Malo Gusto. Uf, nu. Hai, mă, nu jucăm cu Pamecano, sper. Aparent suntem nevoiți să o facem. Stanișici. uite ce sprint speed are Stanișici. E și CB. O, nu se poate. Oare? Are două puncte Stanișici. Tot e peste o Pamecano. E și înalt. Ce-mi place acest jucător. O să revină la Bayern și s-ar putea să facă treaba bună de tot. Eusebio. Oh, și Haaland, clar Eusebio. Eusebio Vârf e foarte bun. E peste Zola. Cu Hoc îmi place foarte mult. Doi portughezi, Figo și cu Eusebio. l avem și pe Garnace, ar trebui să fim bine. Salma, Joel, Pereira, luăm și pe Di Maria. Încă o legendă. În timp of the ceva. Ar fi frumos. Bale are sprintul. Căul e mai bun pe dribbling, passing. Ar putea să fie mai util așa, A jucat și central. Hai să luăm și pe el. Banca momentan nu ne inspiră. Apărarea, cred că e ok, oricum mijlocul o să oferă un mare plus. Uite-l, mă, pe Nesta, ai că avem și Nesta. A venit Nesta să ne ajute, mă. Era clar că avem nevoie de așa ceva și Nesta va juca probabil cu Kimpembe, cred că așa facem. 91 deja, ce bestie Nesta, câți? Hai că e primul 11. Son Felix, iau-te cu Hunter. Hai să luăm și pe Joao Felix încă un portughez. Îmi putea face mare trio, dar Garnaccio nu este de acolo niciun caz. Mitom are și el viteză, o bancă bună, jucători de viteză care pot intra pe parcurs și cu Jud, noul Zidane, îl alege și pe Jud, care are 89. 90 rating are și echipa asta, dar e tare rău de tot. Cu portar italian pe bancă, portarul nu cred că așa e mai bine Di Maria. Zona să fie super sabu de bază, cu Căul, cu Felix, ne merge bine. Nesta cu Kimpembe, hai că ar trebui să fie top ăsta, e un draft bun. Un antrenor, cine poate să fie, nimeni interesant, o să-l alegem oare pe acest brazilian. Hai să-l luăm pe băiatul ăsta, că e epic. Top rău echipa, hai să vedem dacă fac spectacol oamenii ăștia. Primul meci cu Zidane și mai este și fisul lui o în parte de Team of the Year, mulți icon și aici cu Kier Team of the Year, bombă și echipa asta, un 4-3-2-1 tank. Bine, e, du-te Garnacio, Eusebio, o să-i dăm lui Figo, avem încredere în lui Figo, Figo, foarte bine aici, Figo, nu, no! a scos Ter hai mă Figo. pe între doi, bine, cu Roberto Carlos, ce tare Roberto Carlos, tânăr, nu se poate. Părul ăla, incredibil, îmi place că le-au schimbat felul uh, care arată în joc acestor ai, că în Future Stars, Eusebio, centrarea lui, încercasem acolo ceva, trebuia să dăm în minge. E o recuperare a lui Esien, ce pasă de asemenea, Figo, braziliana lui Figo, Figo, nu poate să șutezi. O respinge de acolo, company Nu, ce-am făcut? Bă, n-am apăsat nimic Doamne, am stat perfect acolo Hai, Luca Zidane Zizu cu ochii pe el Fiul său trebuie să apere, dar nu o face Și ca să primul gol Nu se poate Doamne, ce penalti a n-am făcut absolut nimic Lasă că vine Roberto Carlos cu Garnaciu De carul nostru Garnaciu, skillerul, doamne, nu putem trece Ce se întâmplă, e un dezastru Nu, no, e gol. Hai, mă. Zidane Junior nu scoate nimic. Zola, încă un șut, încă un gol. Sunt două șuturi, două goluri încasate. Bravo, Garnaciu. Tot spre Figo. Figo cu stângul, în sfârșit, Figo. A avut nevoie de vreo 5 șuturi să dea și el o bucată. Deci să sperăm că suntem mai inspirați și că revenim bine Ia uite aici pe Zidane Mingea până la urmă la Zidane A rupt poarta așa se face Zizu cu puține chelie acolo Chiar dacă e cel tânăr 2 la 2 Bine Zidane Patrick Vira acolo Călcă lui Vira Eusebio Colțul scurt Gol 3 la 2 pasele perfecte. În sfârșit am combinat bine aici, iar nu poate să scoată mingea aia. Victorie! Meciul 2. De data asta poate marcăm cu mai multă ușurință. Ia și în Van Dijk, mai ne portar, un 4-1, 4-1. Oh, o, duc la 89 și cu Salma. Viteză fără limite pe laterale. Ah, A, dar 1 vs 2. Mamă, n-am observat asta. O să jucăm contra doi adversari. Garnaciu, nu este offside Garnaciu Are timp aici Zidan, ce pasă a lui Eusebio Dar nici de data asta Nu intră mingea în poartă Mai departe Mingea la Zidan Mamă, cum am pasat Și Zidan apare extraordinar acolo În care de fiecare dată Jucând acest sistem Are posibilitatea să avanseze mult Și o face Oh, ce greșeală a făcut Figo Hai Figo Nu l-am luat la ținte pe portar Bă cât tratează Figo mă omoară Oh, Garnacho, regele, nu am minune Argentinei, ia spulberat, doamne ce dribling acolo, ruleta, Zidane mândru în aceste, pe teren la ce a văzut, driblingul ăla nebun care îi place și lui. Iar aici cercă un kick-off, dar scăpând de el. Trebuie să fie meciul nostru. Nesta, Rupel. Patrick Cliver nu se poate, e gol. Băi, se vedea că va fi gol în 10. Doamne, ne-a dat gol Cliver, 1 la 1. Felix, joau, Rezerva de lux care duce scorul la 2 la 1. Au mutat și portar, au făcut multe greșeli e, în prelungiri. Zola, da, asta a fost. E gata, 2 la 1, un meci de mare luptă, un meci de la, zici că meci de campionat de bătălie totală. Meciul 3, Alison Team of the Year, de o apărare ok, dar nimic special în afară de pele în echipa asta. Ar trebuie să putem câștiga. Intrarea nu era gol! Wow, echipe B! Ce bine intră centrările astea de pe loc. Altfel pot trimite mingile astea jucătorii pe care -i avem. Și aia de cap, impecabilă, nu știu ce făcea portarul neapărat. Dar deja dăm un gol, nu ca data trecută. Garnaciu, Haide, Eusebio, din unghi acolo Eusebio, trebuie să o scoată cumva E un nou corner Hai că dominăm după 10 minute Ne-ar mai intra o nebunie din asta E în oprim aici Vine o centrare acum, dar e deviată de zola mingea Bun asta Zidan Hai Zizo! exterior perfect 2 la 0 Poate s-a dus blestemul nostru Și marcăm și noi acum mai des Eusebio. Eusebio poate fi 3 la 0, dar uh, nu este. E faultat în care eu. Cred că va ieși înainte să batem, că a pus pauză, nu mai vrea. L-am dominat 30 de minute, câștigăm, mergem în finală. Da, că linia aici trebuie să jucăm cu 8, nu mai jucăm, pentru că am dat advance, fiindcă noi ne făceam alte calcule. Dacă vreți să vedeți ce calcule ne făceam, intrați pe Teo Extra. Uh, sau pe că tot că real, trucă, Nacio. Că îmi pare sincer rău de tot. Chiar nu m-am concentrat. Luca Zidan, bară Da, blochez ca Kim mă. Încă e foarte bun da. O, zola. Luca, te rog eu, Luca Luca Zidane regele Bravo, mă, fisul Tasu Mamă, ce m-a scos în acest draft Da, mi-a dat gol În concu Roșu Băi, ceva fiind aici Mă, parcă... Am mers așa bine ah. 2-0 Da, mai, ăsta-i de ăla Oi, mă, frate Trivela cu timing pe verde Da E prea bun adversarul, din păcate Pierdem final asta. Ce poți să faci? Mamă, deci... Omul a fost numai OP-uri, numai nebunii. Ne dă două pachete cu jucători. Primim gold players pe... Franța! CB! oh, Benny Pavar! oh, le Benjamin! Benjamin Pavar! Ia fiți aici! Un singur jucător! Ar și este bun de tot! Englez! CB! A, e chiar fata pe care am avut-o în draft Letizie, Vulpea Da, da, 88 Wow, cât tare este fix 20 de Să ne facă banii înapoi Ce înseamnă? Să ai noroc Uite, mă, asta e, ăla câștigat draft, a primit ceva, vă zic eu, nu oh, oh, E bine O, Madrid da, Cometi! 87! Știți că ai făcut mult da. profit! Da! Da! mă, da! Nu pot să o vinzi, da! L nu contează că bag la SBC cu Icon! Ei bine, acesta v-ați dat -o. sper că v-a plăcut! Dacă da, nu uitați de like-ul acolo! Mâine, cariera cu diaspora alături de Călin! Cam atât de data asta! Pa, pa!